Pleacă! Du-te acasă la tine! S-a terminat! S-a terminat de mult! S-a terminat, poți să ce vrei? Ce nu vrei? Vreau premiu! Am premiu! Am, deci nu plec până am, gata, 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 gata! Oprește-te și îți dau premiu, să mor de numai! Vreau premiu! Ți-l dau acum! Băi, băiatul, să mori aici! Oprește-mă aia! Stai că încerc acum, gata! Bursuc, 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 bursuc! Oprește tu! Auzi? Uite-te, uite-te! Băi, incredibil! Fii atent ce face! Bă, eu nu vreau premiu inventat. Ce nu e asta, nu e trofeu. Vreau tine. E trofeu. E trofeu. E trofeu. Băieți, veniți îți repede să scoatem asta. Îți mulțumim. Băi, îți mulțumim din suflet. Deci, te pupăm și îți mulțumim foarte mult. Du-te. Gata, am scos-o din prin. Du-te. 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 După ce am auzit că No No Star se alătură echipei, ți-a bravo, ai stil. Nu mai pot de curiozitate să-i aflu identitatea. Cine e, domne? Cine vine? Diana Dumitrescu, dacă cine vine, te ia țitul aia. Nerăbdători am trimis-o pe colega noastră, Oana, în culise ca să-i tragă de limbă pe jurați. Ei au scos limba și ea a citit, practic, exact ca în ceașca de cafea. Cine e, mă, asta, nu? Cam deci, înnebunit, toată lumea se întreabă. Auzi, dar ce... Dacă sunt eu? Dacă sunt eu? Dar de ce să fii tu? Dar de ce să fii tu? Pentru că eu am stil. Și eu. Pentru că eu am bravo. Bravo. Ai stil. Ia uite-mă. Stai puțin. Nu, în primul rând, uite-te la mine din cap până în picioare. Ia. Eu pot să... Dă-n cap. Ia uite-mă. Mă observi? Deci eu... Da? Merge și așa. La mine merge mai scurt. Dar stai, dragă, poți să-mi dau și o blugi jos dacă e pe așa. Aici e. Aici. Și am stil. Nu. Dacă de ce că am jos, boxer ai chiloți. Cu... Nu, am boxer cu Batman. Vorbești serios? Da. Hai mă, taci! Da, și ieri am avut cu Superman. Oh. Da. Păi măcar el să fie supererou. El, bursucul. Dragostea lui mama. Doamne, erau niște informații fără de care puteam să trăiesc liniștită. Auzi? Ideea este că niciunul dintre noi nu știe cine este noul membru al emisiunii Bravo Ai Stil. Toată lumea ne întreabă, prieteni cunoscuți, veri, cu așa, cu scris și cu metri. Ce naiba să ne mai zicem că suntem disperați? Rugăminte! Să ne ajute cineva! Like a force of nature, a force of nature. I can't look up 'cause my head's a mess. But you're beautiful in the way you dress. I'm lost for words and I'm powerless. După ce s-a dat zvon în țară că vine un nou star la Bravo Ai Stil, toată lumea e curioasă să afle despre cine e vorba. Nimeni nu dă nimic din casă. Momentan nu pot să vă dezvălui nimic pentru că motivul e unul foarte simplu. Nu am aceste detalii încă. Va fi femeie sau bărbat? Asta e o bună întrebare, mă gândeam și eu la treaba asta, pentru că deja sunt două doamne în juriu și mă simțeam cumva așa, mă rog, chiar dacă se spune că între două minute plouă, probabil că un bărbat, dacă ar fi să fie un bărbat, dar repet, nu știu despre cine este vorba încă, dar voi afla curând, ar contribui la această balanță, da. Să vedem ce spun și doamnele din juriu. Oare ne satisfac ele curiozitatea? Cine vine la Bravo Ai Stil? Sunt și noi foarte curioși să aflăm cine să fie noul nostru coleg sau noua noastră colegă, pentru că habar n-aveți pe cine este vorba. Îl așteptăm cu nerăbdare. Da, o așteptăm, îl așteptăm. Va trebui să aibă niște nervi foarte tari pentru această competiție. Jurații au fost foarte secretoși, dar poate Ilinca Vandic ne va dezvălui totuși cine este vedeta. Teo Bursucu, vă pup tare mult. Da, întregim sau, cum să spun eu, îmbunătățim, surprindem și mai mult aici la Bravo Ai Stil prin prezența unei persoane extrem de dragi nouă tuturor, care va fi un prieten foarte bun al concurentelor. Și atât o să vă spun despre el, pentru că nu vreau să dezvălui mai multe. Am intrat în culise și, ce să vezi, nici concurentele nu știu prea multe, însă sunt foarte revoltate. Nu mai am nevoie de o pacoste pe cap. Mi-e teamă, nu mai mi-e teamă. Deci mie personal mi-e teamă. Bănuiesc că va fi cineva din lumea fashion-ului. Crezi? Cred. Nu știu ce să zic. Sper să fie cineva care ne poate ajuta. Panică în
în lumea fetelor de la Bravo I Still și pe bună dreptate vă dați seama, asta le mai trebuia acum. Să vin eu, ăsta să... Să vii tu, că la mine ai venit deja. Pentru că am observat că merge foarte bine cu misterul, m-am gândit să-ți pun câteva întrebări. Cine este bărbatul misterios care locuiește în Statele Unite ale Americii, are 30 de milioane de euro și acum aș deschide un salon în Pampas, adică în Mexic, ca să te refreshiseze? Cine vrea să se asocieze cu o vedetă de-a noastră ca să o ducă acolo și cu mine, nu? Păi dacă e bărbat, 30 de milioane, spa, trebuie să-l cunoști tu, nu eu. Că dacă-l cunosc eu, e o problemă. Bine. E vorba despre Nic Rădoi. El n-a venit singur pentru că e frică de mine și de personalitatea mea irefutabilă. Și a venit împreună cu Cristina Spătar. Să intre ale, cei doi! Ale, ale. M-a bucur să vă cunosc. În sfârșit ne vedem. Poftiți? Bine ați venit! Salut, bine v-am găsit! Pentru prima dată? Da. Pentru prima dată? Să luăm un loc, vă rog? Să luăm un loc. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ia, 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 ia! Pentru cântat sunt pregătită. Nu, nu, aș vrea să știu și eu, domnul Micrădoi, ce are ea și nu am eu. Adică... Ce ai tu și nu am eu? Păi, asta vom vedea. Nu, ce aveți dumneavoastră și aș vrea și eu? De ce să ia paschilambica asta? Vai de capul ei două zâmbete și un brânci. Ia uite, frate, brațul meu e cât piciorul ei. Vă trebuia cineva care să vă regrețe. Luați loc, vă rog frumos. Astea toate slabe, frumoase. Miza era să aveți una nasoală. Abia atunci ați fi reușit. Să știi, nici nasoală nu sunt. Sunt doar fioare. Bine ați venit, mă bucur tare mult să vă bine v-am găsit. Văd și revăd. Înțeleg că vă leagă de acum încolo o colaborare. Întâi și o prietenie. Și o prietenie. Da. Domnul Nic Rădoi este foarte apreciat de sexul frumos. Iertați-mă, dar simt să am nevoia să vă fac un pic de curte, poate cine știe, mie se. Deci voiam să vă întreb, în momentul în care cunoașteți o femeie nouă, foarte frumoasă și vă păstrați... cum să vă spun, aliura demnă, ce vă ajută? Care este resortul interior pe care vă simțiți sigur? Care sunt armele tale? Dacă înțelege, ho? A fost o întrebare inteligentă și tare că trebuie să-i traduci dicționarul român-român. Da, bravo, mă! Bine, ok, nu mai zic nimic, am stil, bravo, stil, da. Eu am venit aici, în România, în primul rând, bună ziua la toată România, vă iubesc. Sunt aici să fac ceva frumos. E prima dată când stau atâta timp. O să fie vreo lună și ceva când voi fi în România. De obicei e o săptămână. Dacă întâlnesc o fată, răspunsul este contează foarte mult pentru mine. O fată să fie la prima vedere este frumusețea sau nu știu ce, dar contează foarte mult ce este înăuntru, sufletul, pentru că în câteva minute poți să-ți dai seama dacă are rost să mai continui discuțiile sau trebuie să plătești plata la restaurant și să pleci. Am înțeles. Deci eu mă bucur foarte mult că dau de unele fete, chiar îmi face plăcere să ies cu cineva afară, nu este neapărat cum gândește și imaginea mea care este făcută în România, cât îmi face plăcere să întâlnesc fete cu educație și fete care pot să ai o conversație să îți fie drag să ieși undeva cu și acea persoană. Și care ar fi persoană? Subiectul dumneavoastră predilec? Să-i dau un Google. Poftim? Despre ce v-ar plăcea să vorbim? Ăsta, să vorbiți. Să vorbesc în seara asta? În orice seară doriți. Barbarii dumneavoastră. Mă pliez. Îmi spuneți când aveți liber în program. Te-ai îndrăgostit de mine? Nu, dar sunt pe cale. Ia uite-mă. Doamne, iartă, m-am și roșit. Da, eu m-am roșit mai tare. Facem concurs de nuanțe. Hai de capul tău. Râzi ca prostul. Deja am temperatură. Să mănânci din congelator. Ce vrei să râd ca niște nețură? Dă-te și tu mai încolo. Cred că ar trebui să facem schimb. Ar trebui să vii aici. Dar știți cum o să vin lângă dumneavoastră de tot? Dar problema e cu Puerto Vallarta asta de lângă mine. Când o văd frumoasă așa, mă apucă lipsa de stimă de sine.
Da, deci noi ne cunoaștem prin niște prieteni comuni, care a fost sugerată Cristina și încă două, sugerată trei... Sugerată să ce? Că poate mă sugerează și pe mine. Văd, din păcate n-ai fost pe listă, dar... Că mă pun eu, nu-i problemă. Ce trebuie să fac? Dă-o, n-ai biteristă. Așa n-am fost niciodată în viața mea. Și, ce trebuie să fie? Ia, ce o să fii tu? Uite, după... Imaginea saloanelor și a spaurilor. Imaginea saloanelor și spaurilor din... Din Mexic. Aveți și în Bulgaria? Care aparțin dânsului. Aveți în Bulgaria? Mai deschidem unul și în România. Ho! Toată lumea strigă ho! Deci faci casting. Nu? Ia uite-mă. Sunt pe lista scurtă. Bun, deci tu o să te duci să faci imaginea saloanelor din Mexic, în Puerto Vallarta, foarte aproape, înțeleg, de mansion unde locuiește domnul Nicrădoi. Două ore jumate cu avionul. A, deci la o aruncătură de băț. Tu să te la Chișinău pe jos. Da. Și tu unde o să stai? Eu? Păi cine, eu? În penthouse. O să stai în penthouse. No, eu am invitat-o pe Cristina să vină în Mexico să șe și o vacanță. Să plus, facem ceva concerte. Plus să facem ceva frumos. Din ce ai înțeles? Și în filmul acesta care îl facem este, va cânta la nunta mea. Fraților, stați că nu înțeleg bine. În filmul acela care... Un film. Va face un film în România. Am zis că ai nevoie de transa. Am nevoie de transa, deci vom face un film. Cine știe ce se întâmplă în film, poate ajunge în realitate. Aveți ceva în plan? Cu cineva? Da, și mă, din gura, deci, doar mă-nchiripase. Nu te mai păcat, tu rămâi aici acasă. Hai să discutăm despre spa. Eu, mie îmi place foarte mult spa-ul, adică chiar uite aici. Și mie la fel, avem gusturi comune. Nu poate să treacă o săptămână să nu apar la spa. Chiar în București de două ori deja am fost. Sunt de 5 zile, iubesc foarte mult relaxarea. Am muncit o viață întreagă. Și eu la fel. Este timp să mă relaxez. Ești invitata mea mâine seară. Doamne, ajută, măiculita. Auzi, i-am zis că sunt virgină? Că eu cu asta rup de obicei. Asta e la mine, când văd că scârție treaba, o fac cu asta, poate merge, poți să știi. Hai să umplem ziarele, că asta ne-a rămas. Dar ce are, dragă, ce-a zis că-s milioane proastă? De euro nu avem măcar ziarele să le umplem, zi, dragă. N-am zis că-s proastă, am zis doar că-s virgină. Asta nu se poate verifica. Auzi, cum ți-ai dorit să arate... Seara de mâine, ia! Aș vrea să fim împreună în penthouse-ul domnului Nicrădoi și să mâncăm caracatiță făcută de Patriția sau de șef Pasarelli sau de cine o fi, că nu mai stau și la petiția. Ce gusturi bune are! Caracatiță cu oregano și cu sos de usturoi, mai puțin, că poate cine știe, ne iese vreo schemă. Și ce avem la desert? Pe mine și pe tine. Bun, bun. Hai să vedem puțin casa, să vedem dacă... Știți ce se întâmplă? Eu am văzut casa domnului Nicrădoi atât de bine, cât noaptea pentru întuneric mă descurc perfect. Nu sparg nimic, nu rup nimic. M-am uitat la toate emisiunile de profil. Am văzut leușorii. Mi-e frică să nu mă lovesc la cap. La mine asta e problema. Tot, uite, ia uite. E perfect. Cristina, tu ai văzut aceste lucruri de aproape? Nu, dar eu port plus 4, așa că oricum nu văd nimic de aici, nu. Port plus 4 la da, ce? Spus, la, okay. Clar, la, nu văd. Eu la dresuri văd, chiar nu văd. Deci pe ecranul ăla eu nu văd. E o casă frumoasă, mare, cât cuprinde. Foarte cum bine. Să traduc eu ție. Și aici joacă, se numește pool. În limba engleză, dacă te întreabă cineva. Aici e un loc unde e o masă frumoasă, unde putem să... Hai da? Să ne revenim puțin. Și asta e o scară unde putem să... Alo, revenim la norma? Da. Așa, nu, să... Mai aveam un interviu cu oameni, am înțeles. Păi ține și tu interviu, lasă-mă și pe mine să mă bucur. Ia uite, păi nu mergi mâine seară. Ce spune Anic? Toată viața am muncit și... Cu ce te-ai ales în viață? Thank you! Ce ți-a plăcut cel mai mult la domnul Nicrădoi în momentul în care ți-a făcut propunerea de a-l reprezenta ca imagine? M-a onorat oferta dânsului, chiar m-am bucurat la anii mei să fiu cea care să câștige, ca să zic așa, în fața celorlalte. În sensul că în urma acestui contract beneficiez de multă publicitate și de o sumă considerabilă de bănuți care, fie vorba între noi,
nu e una de neglijat. După aia am avut ocazia de, da, după aia am avut ocazia să-l cunosc personal acum câteva zile când a venit în România. Am luat masa împreună cu prietenii, chiar de ziua numelui meu, de Mărie. Și am mâncat, uite așa, numai fructe de mare și înțelegi? Ne-am răsfățat. Înțelegi? Oftică de Teodor. De ce mai trebuie, nu știu. Așa. Nu, vreau să zic că chiar sunt impresionată de caracterul frumos al domnului Nic. Sincer, e un om deosebit. Știu, am văzut, într-adevăr. Nu, sincer, este am un văzut. Om deosebit. Presa întotdeauna mai deformează lucrurile și încearcă să scrie despre fiecare din noi cu totul și cu totul alte lucruri ca întotdeauna. Dar chiar am rămas plăcut impresionată. Este un gentleman, un domn. Nu mi-aș fi permis să intru în dialog cu dumneavoastră. Că... Iertați-mă, nu mi-aș fi permis să facem glume dacă nu aș fi văzut de la televizor, că sunteți un om cu simțul umorului, da. Și care duce lucrurile chiar drăguț, adică chiar dacă fani e ceva, și dacă e ceva frumos, da. Îmi place, adică e ok, dar dacă la scandalul voiam și asta să nu, vă întreb asta. Nu sunt bun, îmi plac. Asta voiam să vă întreb. La un moment dat, nu de scandaluri, au fost fete care v-au descris altfel decât sunteți. Da. V-ați simțit cumva trădat? Eu pot să zic un singur lucru, niciodată, da, am fost, niciodată nu am lăsat în urma mea o pată și nu cred că o fată ar putea să zică că n-am tratat-o bine sau n-am avut respect pentru ea, chiar dacă ea a greșit. Eu n-am fost omul care m-am supărat decât i-am explicat, ca de obicei în familia mea copiii când făceau vreo problemă îi luam în meeting. Și cam asta e stilul meu de a vorbi, stau cu ea de vorbă, uite, nu putem avea viitor, nu există, uite ce ai greșit, greșelile tale sunt așa, așa. Ce greșiți de obicei fetele în ceea ce vă privește? De ce rupeți o relație? O relație inou pe care eu îmi doresc este, și bineînțeles că sunt pretențios la o relație. Firește. N-ai cum să ai o relație, unul aici, unul dincolo, sau bineînțeles că am fost împreună și am fost foarte devotat relațiilor mele, chiar dacă presa vorbește așa sau așa, am respectat femeia de la prima zi la ultima, dar dacă nu am văzut viitor, a trebuit să opresc, pentru că anii mei nu sunt de 20 de ani ca să pot să stau și să mai îmi pierd timpul. Dar o despărțire frumoasă și nu cred că există vreo fată la ora actuală care, dacă o sun, să nu-mi răspunde, pentru că eu n-am lăsat urme urâte. Ori mai a apărut prin televizor și ori mai zis una și alta din unele motive a lor, că au vrut să apară, dar eu m-am retras întotdeauna la discuțiile lor, pentru că am lăsat toate să fie pe umerii mei, chiar dacă m-au făcut vinovat, am lăsat lucrurile așa să fie. Pentru că dacă comentam sau dădeam detalii sau spuneam ce s-a întâmplat, poate le stricam viața și viitorul. Și niciodată n-am vrut să stric un viitor la o femeie, pentru că la un bărbat mai poți să reziști, dar la o femeie mâine poi mâine se căsătorește sau alții o vede altfel. Eu știu multe, dar le țin pentru mine și chiar nu am nicio problemă cu nicio fată și încerc să am, sunt liber, nu știu de ce mă condamnă lumea, sunt necăsătorit, chiar dacă aș ieși cu cineva afară, n-ar trebui să mă condamne, pentru că sunt liber să fac orice și n-ar trebui să fie atâtea discuții. Noi toți ăștia de aici, adică noi doi, deja Cristina, nu? Noi suntem niște pârliți. Noi n-am văzut niciodată un milionar de adevăratele. Sau am văzut. Mă rog, ei ziceau că... Întrebare. Să ai atâția bani e un lucru bun sau uneori devine un lucru mai puțin bun pentru că atrage tot felul de caractere care își doresc altceva decât omenia? Eu sunt un om foarte sincer. Am avut o familie care am iubit-o și încă o iubesc și îmi iubesc copiii la maxim și eu am muncit foarte mult pentru familie și familia mea asigurată pe viață până nu mai trebuie să facă nimic. Eu încă trebuie să muncesc, nu sunt miliardar, nu sunt nu știu ce, sunt un om care am o finanțare ok, aș pot să trăiesc să încep și o să mă relaxez. Dar sunt bucuros că am făcut totul pentru copiii mei și familia mea și sunt într-o poziție fenomenal de bună și asta a fost mândria mea și mă voi mândri o viață întreagă pentru că am făcut totul pentru ei. Și dacă eu chiar vreau să-mi creez o altă familie,
Vreau să-mi creez o familie care să facă același lucru ce am făcut pentru prima mea familie. Fii atent, eu sunt. Doamne, corespund? Zici că eu am scris rândurile astea cuvânt cu cuvânt. Nu te mai uita așa la mine. Cristina. Băi, fraților, te visează milionară, băi. Tu nu te visezi, mă? Că mă și enervezi. Tu ce te visezi? Un pârlit toată viața? Dați-mi și mie un milion împrumut și vi-l dau înapoi 2-3 zile. Să-i vadă puțin, să o liniștesc. 2-3 zile. 30%. Interest. Cristina, există posibilitatea prelungirii, după părerea ta, acestei colaborări? Colaborări? Da, cred că da. Și îți convine să faci naveta la Mexic, acolo, așa? Păi, dacă aș câștiga bani frumoși, deci nu. Banii nu sunt urâți, drăguță, niciodată. Eu banii urâți n-am văzut. Toată lumea zice bani frumoși. Așa se zice, arată și mie. Na, e o expresie. Dacă aș câștiga bine, de ce nu? Interesul meu este să fac treabă și să câștig niște bani. Eu din asta trăiesc. Ce trebuie să faci pentru asta? Deci am pozat, am făcut un spot mic publicitar pentru spa. Pe viitor am discutat să facem niște concerte, să susțin niște concerte acolo, pentru că dânsul are un club, nici am înțeles, care urmează să se deschidă în curând. Așa, și tot ce ține de meseria mea. Ce știu eu să fac? Să ne invite și pe noi să mergem. Și acolo voi iau cu mine, bineînțeles. Da, și vreau și echipa de filmare. Problema e că eu mănânc mult și atunci nu are rău. Stimați respectatori, frumos a ridicat-o Cristina la fileu pentru că vorbește despre meseria ei, pe care o vom privi exercitând-o chiar acum, pentru că o să le rugăm fetili. Și pe fetilii frumoasele, da, care sunt în spate. Vă mulțumim tare mult că ați venit în chiloți. Măcar asta mică așa mai... Ne-am acoperit. Asta e micii din chiloți, mai am ce să le fac, da, mă rog. Hai să vedem cu Doamne ajută, Cristina Scotar și două fete chiloți. Vă pupăm!